Bună ziua tuturor! Este foarte minunat că noi astăzi ne putem revedea cu cetățenii, să le spunem că sunt doar la un clic distanță de serviciile pe care le oferă sistemul afacerilor interne. Ministerul se pliază la strategia de digitalizare 2023-2030 a Guvernului Republicii Moldova și anume avem la minister pentru prima dată un program special elaborat care include componenta de transformare digitală a sistemului afacerilor interne. Aceasta fiind, desigur, o componentă importantă a strategiei de dezvoltare a afacerilor interne pentru decada curentă. Programul are două obiective majore. Automatizarea proceselor informaționale de lucru și prestarea serviciilor digitalizate și, doi, consolidarea sistemelor de management TIC și securitatea informațională. Acum, cu referire la digitalizarea serviciilor, exact subiectul pentru care suntem astăzi aici, ne propunem ca în următorii 2 ani să avem cel puțin 30 de servicii digitalizate, astfel încât cetățeanul să nu mai fie nevoit să facă un drum pentru a depune o cerere, pentru a solicita un document, pentru a mai face încă un drum, a ridica acea informație solicitată sau a depune o plângere sau a ridica un răspuns. La moment, noi deja avem implementate 13 servicii, printre care cel pe care îl lansăm astăzi. Cele mai solicitate acte, cele mai solicitate servicii, posibilitatea la doar un clic, distanță și timp să fie solicitat, eliberat și livrat certificatul de cazier judiciar, cazierul detaliat, cazierul contravențional. Livrarea va putea fi, de fapt, deja este testat și este posibil să fie efectuată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar și diaspora noastră peste hotare va putea beneficia de acest serviciu. Deci livrarea se face și peste hotarele țării. O să invit în scurt timp colegii mei din echipa tehnică să vă prezinte toate detaliile acestui proces cap-coadă. Eu, în schimb, cu această ocazie, folosindu-mă că vorbim astăzi despre servicii la un clic distanță, să vă comunic și despre doar câteva obiective ale acestui program pe care ni le propunem să le realizăm în cel mai scurt timp. De altfel, echipele tehnice deja pe mai multe proiecte lucrează din plin. O măsură este asigurarea interoperabilității sistemelor tehnologii informaționale de comunicare și a Ministerului Afacerilor Interne. Astfel încât, dacă un cetățean a prezentat undeva, odată, un anumit tip de informații, o fotografie, amprente, buletin de identitate, o înregistrare într-o altă bază de date, să nu mai fie nevoit să repete această procedură. Ori asta înseamnă scurtarea din timpii de așteptare, reducerea din costuri, scăderea din frustrări, va spori transparența și integritatea acestor servicii. Un alt proces amplu, la care deja se lucrează, este digitalizarea procesului de documentare a contravențiilor. Ori asta înseamnă excluderea circuitului pe hârtie, asigurarea că înscrisurile nu vor fi preschimbate, ori orice manipulare cu datele poate fi asigurată trasabilitatea, vom reduce din timpii de reacție și de prestare a serviciilor pentru cetățean, vom susține procesul de justiție, vom asigura transparența și multe alte beneficii atât pentru cetățean cât și pentru sistem. Introducerea proceselor verbale, a blanchetelor, a formularelor electronice în vederea îmbunătățirii proceselor de documentare, excluderea greșelilor generate de factorul uman și asigurarea finalității procedurilor inițiate. Introducerea sistemelor digitale de analiză și procesare instantă a informației, care va permite concentrarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne acolo unde sunt vulnerabilități, unde sunt pericole reale. De exemplu, dacă polițistul a ajuns la fața locului în cazul unui caz de violență în familie, va putea verifica de pe tabletă dacă au mai fost cazuri similare, dacă persoana vizată a manifestat anterior comportamente agresive și a fost tras la răspundere pentru infracțiuni similare. Ori aceste informații sunt absolut necesare pentru a susține un proces decizional imediat. Cum se va proceda cu acest agresor aici și acum? Soluțiile digitale. Nouă
ne va permite să ne focusăm în mod prioritar pe următoarele. E-dosar, așa cum am spus, vom începe cu cel contravențional, dar ne propunem să ținem ritmul și dinamica potrivită ca în următorii ani să putem lansa procesul de digitalizare și a procesul de documentare a infracțiunilor din palierul penal. Sistemul de management și circuit al documentelor, deci digitalizarea proceselor de lucru interne în sistem. Extinderea sistemului de monitorizare video pe toate șoselele, pe rețeaua și infrastructura țării. Implementarea serviciilor de analiză și procesare a datelor. Ori, atunci când dispunem de un tablou amplu, care este indicele de securitate, vom reuși mult mai eficient și mai rațional să orientăm, să distribuim și să folosim resursele. Toate aceste soluții vor avea nevoie, desigur, că de echipamente și susținere tehnologică și ne aflăm în plin proces de dialog cu partenerii pentru a ne acorda acest suport. Toate soluțiile digitale, enumerate mai sus, înseamnă rapiditate, eficiență, accesibilitate pentru cetățeni. Datorită parteneriatului cu Agenția de Guvernare Electronică, unul dintre aceste servicii, și anume cazierul judiciar, cel mai solicitat serviciu pe care îl lansăm astăzi prin platforma guvernamentală M-Delivery, face posibil să fie livrat oriunde se află omul în necesitatea acestui serviciu. Reiterez, aici, la Ministerul Afacerilor Interne, înțelegem că este foarte important ca cetățeanul să se simtă în siguranță, iar siguranța ar mai însemna că serviciile care sunt prestate sunt doar la un clic distanță. Invit acum colega noastră de la Agenția de Guvernare Electronică cu informații relevante în ceea ce ține de modul de organizare a platformei M-Delivery. Vă rog! Doamnă ministru, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această conferință și, în primul rând, țin să vă felicit pentru munca care a fost depusă de echipele noastre, așa încât astăzi să putem să constatăm, să marcăm faptul că, prin serviciile care le oferim, suntem mai aproape de cetățenii noștri și sporim accesibilitatea la serviciile în calitatea noastră de prestatori de servicii publice. Serviciul guvernamental de livrare M-Delivery este o platformă digitală, modernă, care conectează, pe de o parte, prestatorii de servicii publice, iar pe de altă parte, prestatorii de servicii poștale și facilitează accesul persoanelor fizice sau juridice la obținerea documentelor, certificatelor, extraselor sau oricare alt rezultat al procesului de prestare a serviciilor publice. M-Delivery este disponibil pentru toți cetățenii care își perfectează documente și au nevoia ca acestea să fie livrate la domiciliu, în țară sau în străinătate, așa cum ați spus și dumneavoastră, oriunde s-ar afla ei. Nu este necesar, deci, să se prezinte fizic la ghișeu pentru a ridica documentul. E mult mai simplu să solicite eliberarea documentului cu livrare prin M-Delivery și să aștepte documentul acasă, utilizând rațional acest timp în propriul beneficiu. Ca și sistem informațional, M-Delivery este integrat la ziua de astăzi cu 5 prestatori de servicii de livrare, care, din data de 1 iulie, asigură livrările pe plan național și internațional. Până în prezent, prin intermediul serviciului M-Delivery, au fost livrate peste 600 de acte către cetățeni aflați atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și concetățenii noștri aflați în afara țării. Astăzi, lista de documente admise pentru livrare prin M-Delivery se suplinește cu o serie de acte care sunt eliberate de Serviciul Tehnologiei Informaționale al MAI și, reiterez, ne bucurăm foarte mult că am reușit într-un final să realizăm acest fapt. Trebuie să vă menționez că doar în perioada testării, primele săptămâni ale lunii octombrie, s-au înregistrat deja peste 120 de livrări de caziere, inclusiv livrări internaționale. Asta înseamnă că concetățenii noștri din afara țării nu trebuie să meargă, spre exemplu, la consulat ca să ridice cazierul.
Ne propunem să continuăm, desigur, colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne, să acordăm tot suportul în realizarea agendei de transformare digitală anunțată de doamna ministru și ca și prim pas și o continuitate a colaborării deja pusă pe roate, ne propunem să digitalizăm cazierul, astfel încât acesta să fie posibil a fi descărcat electronic de pe portalul Cabinetul Personal al Cetățeanului, în cabinet, inclusiv să fie posibilă apostilarea electronică a acestuia atunci când este cazul sau este interesul cetățeanului să o facă. Aceste servicii sunt disponibile pe portalul serviciilor publice, servicii GovMD, iar dacă să mă refer la costul serviciilor de livrare, trebuie să menționez că este unul foarte competitiv și este datorită faptului că am reunit pe platforma Mdelivery prestatorii de servicii de livrare. Costul pentru livrarea unui document pe teritoriul Republicii Moldova poate varia de la 30 de lei, iar peste hotarele țării de la 100 de lei, ceea ce este un cost extraordinar și posibil de asumat atunci când punem prioritate pe timp și utilizarea corectă a acesteia. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați avut încredere atunci când am venit cu inițiativa să integrăm Mdelivery și reiterez deschiderea noastră pentru colaborare și susținerea agendei Ministerului Afacerilor Interne. Vă mulțumim! Deci, după câte ați văzut, deja 10 de persoane au testat această platformă, au reușit să primească la domiciliu, prin intermediul Poștei Moldovei sau a curierului, unor servicii private, aceste acte. Deci, varietatea căilor este mare pe costul și pe posibilitatea fiecăruia. Noi vom continua această dinamică de transformare digitală, vom prioritiza cele servicii care sunt cele mai solicitate de către cetățeni și acum vreau să invit colegii mei de la Serviciul Tehnologiei Informaționale pentru a vă prezenta deja acest proces cap-coadă și vă rog, stimați jurnaliști, să adresați cele întrebări. Imaginați-vă că sunteți dumneavoastră cei care solicitați acest document, astfel încât cetățenii care ne privesc să cunoască toate aspectele acestui proces. Vă mulțumesc mult și vă rog! Bună ziua tuturor, stimată doamnă ministru, stimată doamnă Olga Tomoroc. Vă prezentăm acum procesul de depunere a cererii pentru obținerea cazierului judiciar și cazierului contravențional utilizând platforma serviciilor publice guvernamentale, servicii GovMD. Deci, în continuare celor expuse de către doamna ministru, au fost selectate la etapa inițială aceste tipuri de documente, cazierul detaliat, cazierul judiciar, cazierul contravențional. Pentru a depune cererile, oricare cetățean este nevoit să intre pe portalul guvernamental al serviciilor publice, servicii GovMD. Din multitudinea de servicii care sunt prezentate pe acest portal, cazierul se află chiar pe pagina principală, dat fiind faptul numărului mare de accesări a cetățenilor în numele acestui serviciu, el se regăsește în topul serviciilor solicitate de cetățeni. Apăsând doar un singur buton solicită, automat cetățeanul este redirecționat către portalul serviciilor Ministerului Afacerilor Interne, unde avem două opțiuni de depunere a cazierului judiciar și a cazierului contravențional. Am să rog colegii să prezinte. Deci, ajungem, după ce testăm depunerea cererii online, deci se deschide pagina unde persoana introduce datele sale personale. Noi codul personal l-am hașurat în scopul protecției datelor cu caracter personal. După introducerea codului personal și selectarea tipului cererii, avem cazier judiciar la 1 zi, cazier judiciar la 10 zile, cazier detaliat la 10 zile. Selectăm punctul eliberării și aici atenție, selectăm pentru prima dată opțiunea de eliberare la ușă, prin intermediul serviciului de eliberare. După bifarea, că persoana a făcut cunoștință, solicitatul a făcut cunoștință cu condițiile de obținere a serviciului și aici am să rog ca cetățenii de atenție, solicitanții să citească aceste condiții, pentru că Ministerul Afacerilor Interne, în procesul de eliberare a actelor juridice,
a respectat și procedura de confidențialitate și de respectare a cerințelor față de protecția datelor cu caracter personal. Pentru că înscrierile în aceste acte fac parte dintr-o categorie specială de date cu caracter personal, respectiv în procesul eliberării noi am respectat aceste cerințe, astfel încât doar solicitantul, cazierul, titularul cazierului sau poate obține sau reprezentantul legal al acestuia în baza unei împuterniciri înregistrate în registrul electronic al împuternicirilor Empower, la fel cu care ne-am integrat, la fel cu suportul colegilor de la Agenție de Guvernare Electronică sau prin intermediul deja procurilor notariale. După tastarea butonului 3, transmitem cererea la Îndelivere, ne redirecționează la portalul guvernamental a serviciului guvernamental de livrare Îndelivere, unde datele automat sunt preluate în ca rezultat al interoperabilității cu registrul de populație, realizat la fel prin platforma de interoperabilitate M-Connect. Datele sunt completate automat, cetățeanul completează adresa electronică, numărul său de telefon, după care mergem la adresa de livrare. Și aici, în continuare, celor menționate de doamna ministru, venim cu o noutate bună, pentru că livrarea se face nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Fapt de care vom beneficia cu naționalii noștri de aflat pe tarile de publici în Moldova. După completarea adresei, datele sunt confirmate la fel prin intermediul adresării către Registrul Statului Populației, după care mergem procesul de selectare a acelor operatori autorizați de prestarea serviciilor poștale cu care Agenția de Guvernare Electronic are încheiate acorduri. Și deja fiecare cetățean, în dependență de preț și de cost și de termeni de livrare, alege opțiunea care este mai convenabilă pentru dânsul. Având toate câmpurile completate, bifând condițiile de livrare, după tastează cererea la tastează butonul confirmă, după care este automat redirecționat către serviciul guvernamental de plăți electronice. Și iarăși, pentru o comoditate a cetățeanului, plata a fost făcută unică. Deci, dacă observați, plata este formată și din costul cazierului, și din costul prestării serviciului de livrare. Deci, asta ca să nu facă mai multe acțiuni, execută doar o singură dată achitarea. După bifarea termenilor și condițiilor, are o confirmare cererii și deja cetățeanul este redirecționat la una dintre metodele de achitare a acestuia. După efectuarea achitării, cererea automat apare în sistem, iar cetățeanul, cum și-am menționat anterior, așteaptă acasă, fără ca să-și cheltuie timpul său prețios, pentru deplasări atât la consulate, cât și la inclusiv și la sediul Serviciul Tehnologiei Informaționare din capitala Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru tot, asta e tot. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc.